Peste 100 de protestatari au fost în piața prefecturii din Târgu Jiu seara trecută. Înarmați cu pancarde, aceștia și-au scandat nemulțumirile. Moșenii și țara și-au pierdut răbdarea! Moșenii și țara și-au pierdut răbdarea! Pentru ceea ce vor să facă, să treacă taxele sociale de la angajator către angajat. Asta ar însemna o pierdere salarială pentru, pentru angajați. Păi la un minim pe economie undeva la 100 de lei o pierdere, pe, la minimul de economie. Cu cât crește salariul, cu atât pierderea mai mare pentru salariați. Păi nemulțumite sunt transferul taxelor de la angajator la angajat și negocierea contractului colectiv de muncă, adică am dorit ca să dea drumul negocierii contractelor colectiv de muncă la nivelul tuturor unităților. Sindicaliștii au anunțat că protestul de amploare se va muta la București pe 4 octombrie dacă guvernul Tudose nu va renunța la schimbările care, spune ei, vor scădea de fapt salariile. Pentru mineri nu cred că va fi atât de grav cât va fi pentru cealaltă economie reală unde nu sunt sindicate. Noi chiar dacă suntem divizați, nu cred că ne va afecta această chestiune. Dar eu mă așteptam ca totuși în român să înflorească spiritul ăsta civic. Din păcate, în loc să înflorească, o filește. Pentru că în momentul în care sunt afectați de aceste măsuri peste 5 milioane de salariați, iar în stradă ies decât lideri de sindicat, de la marile sindicate, acolo unde suntem puțin organizați, nu mi se pare normal din partea celor care vor fi afectați de lucrul ăsta. Printre protestatari a ajuns și prefectul Ciprian Florescu. Acesta le-a dat asigurări că va transmite doleanțele protestatarilor către guvern. Eu am și materiale de la dumneavoastră, cunosc reivindicările dumneavoastră, știu ce am de făcut, unde trebuie să le înaintăm, dar dacă doriți neapărat, sau putem să purtăm dialog și aici. Domnul prefect, ca să fie eficiente, nu le înaintați la guvern. Direct domnului Dragnea. Sincer. Asta înseamnă linie politică și nu e... Păi nu e linie politică. Eu cine nu reprezint... Că nu fie politică. Cine conduce? Eu nu reprezint un partid politic, eu reprezint guvernul. Deci cum pot să vă ajut eu să înaintez revendicările dumneavoastră către guvern, către ministrul dialogului social? Probabil înainte de a lua această măsură să ne împovăreze pe noi ca salariați, ar fi trebuit să facă un calcul aritmetic așa, cu că eu nu pe hârtie, și să vadă cât, cam cât pierdem din salarii. Dumneavoastră sunteți reprezentantul guvernului în teritoriu. Nu știu dacă neapărat e vorba de un experiment, domnul președinte. Cred că cel mai simplu, povestea asta se va putea lămuri printr-un dialog. După aceste proteste, în 4 octombrie, sindicaliștii de la Cartel Alfa intenționează să organizeze un meeting amplu la București, în fața sediului guvernului.